Una dintre contribuțiile cele mai impresionante ale cineclubului din Sâniculau Mare a fost colaborarea sa strânsă cu Universitatea Cultural-Științifică. Cursurile acestei instituții s-au îmbogățit frecvent cu producții ale cineclubului legate tematic de subiectele abordate. De exemplu, în cadrul lectoratelor privind educația copiilor, filmul File îngălbenite a fost folosit ca material ilustrativ, în vreme ce discuții pe teme de etică și echitate au fost completate cu pelicula satirică Miraculoasa limonadă. O altă realizare monumentală a cineclubului a fost captarea pe peliculă a tradițiilor și formațiilor artistice din Sâniculau Mare. De la corul local, la echipa de dansuri populare și brigada artistică din acea perioadă, membrii cineclubului au fost prezenți la numeroase manifestări culturale și repetiții, imortalizând aceste momente. Acest efort a condus la crearea de filme documentare de o valoare inestimabilă pentru cercetătorii și iubitorii de artă, precum artiști amatori în obiectiv, prezențe timișene, obiceiuri timișene sau agenda culturală. Nu doar la nivel local, cineclubul din Sâniculau Mare s-a făcut remarcat și pe plan internațional. De exemplu, Obiceiuri timișene, un film folcloric color, a fost distins cu medalia de argint la Festivalul Internațional Intercamera din Praga în anul 1971. Alte producții, precum Miraculoasa limonadă, Drumul, Flăcări și Generații, au fost răsplătite cu diverse premii la festivaluri naționale și internaționale, demonstrând talentul și dedicarea echipei cineclubului din Sâniculau Mare. Cineclubul a fost de asemenea un ambasador cultural, întreținând legături strânse cu alte cinecluburi, în special din regiunea Gera din Republica Democrată Germană. Acest schimb intercultural a inclus colaborări și cu alte instituții din Republica Democrată Germană. În perioada 1978-1979, ambele părți au beneficiat de schimburi de delegații culturale, consolidând astfel legăturile și colaborarea dintre cele două regiuni. Cineclubul din Sâniculau Mare, sub conducerea neobosită a lui Ludovic Dama, a fost un pol de cultură și inovație cinematografică care a reușit să imortalizeze momente, tradiții și talente unice. Cu o contribuție esențială la educația și cultura locală și recunoașteri internaționale, acest cineclub a demonstrat că pasiunea, dedicarea și talentul pot schimba comunități și pot inspira generații. Thank you.